Alo? Salut, Luciane? Da? Alo? Da, spuneți. Da? Da, da. Vezi că mâine pe la 8:30, da? S-ar putea să vină un băiat tânăr, îl cheamă Florin. E instalator. Așa. Și vreau eu să monteze niște ventile de alea cu telecomandă pe caloriferul de la tine de birou. La doamna Negustu, în față, da. Am înțeles. Da, da, da. Da. Și vrea să vadă despre ce e vorba. Da, 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 da. Eu i-am spus că nu sunt la 8:30 acolo, dar te găsește pe tine, i-am spus. Da, da, da. Da. Bine. Da. Și arăți în birou la tine și în birou la doamna Negustu. Uh-huh. Dar în birou la tine mi se pare că sunt două calorifere. Asta este? Da, sunt două. Unde a fost și Boris. Da, 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 da. Și atunci, în principiu, vorbeam cu Mircea să facem o legătură între cele două și să punem un singur ventil de ăsta. Când le oprește, să le oprește, să le oprească pe amândouă. Am înțeles, da, adică da. Adică să nu pună pe fiecare calorifer într-un ventil. Da, da. Da, am înțeles. Iar la doamna Negus tot așa, un singur ventil. Da, deci... Aș pune și la mine acolo, dar eu la fel pot să-l țin mai mult închis. Am înțeles. Iară și la mine în birou. Da, 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 da. Iară cele trei locuri. Da, da. Bine. Da, ok. Trăiți. Da, da, oricum eu trage la. Da, 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 oricum eu trage la.